România au ajuns în finala campaniei Liga Profesorilor Excepționale, organizată de Fundația Dan Voiculescu. Unul dintre ei este Ana Luiza Boboc, profesor de limba și literatura română în județul Iași. Elevii săi câștigă premii după premii la concursurile județene și naționale și sunt foarte mândri de dascălul lor și nu sunt singuri. Cum ne dăm seama că avem un tip de narator subiectiv sau un tip de narator obiectiv? La ce ne... Ce identificăm în textul respectiv? Poftim, Cosmin? Ana Luiza Boboc predă limba și literatura română într-o comună din Iași de 7 ani și a iubit meseria încă de la început. Cea mai mare bucurie pentru ea este atunci când un elev își conturează un drum în viață, așa cum a făcut și ea din copilărie. M-am visat cu condeiul în mână, deci încă din frage de pruncie ordonam păpușile acasă la părinți și le ascultam, efectiv le ascultam, dându-le chiar și note. Spre deosebire de alții, elevii săi vin la ore din plăcere. Ajunge aici în clasa 6-a. Suntem mândri că timp de 2 ani ne-ați fost alături și ne sunteți în continuare. Ați lucrat cu fiecare copil ca să ajungem ceva în viață, iar peste ani și ani, când ne vom câștiga pâinea noastră, ne vom aduce aminte de dumneavoastră. Una dintre prioritățile sale ca profesor a fost să-și determine elevii să învețe de drag și de aceea zâmbetul și voia bună nu lipsesc de la nicio oră de curs. Am o doză puternică de optimism în mine, voioșie, pentru că știți că dacă ești cadru didactic trebuie să ai și aceste calități. Simțul ludic, dacă nu ai și un pic de jovialitate, un pic de, să te joci așa cu cuvintele, cum spune și Nichita, să ne jucăm cu cuvintele.